Ne întoarcem la cuvântul Domnului în epistola lui Iuda și voi citi versetele 14 și 15 și apoi din Evrei, capitolul 11, voi citi versetul 5. Iuda, 14 și 15, Evrei, 11 cu 5. Și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, Iată că a venit Domnul cu zecele de mii de ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Prin credință a fost mutate nocte pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Amen. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, în studiul pe care noi îl facem cu deamăduntul asupra epistolei lui Iuda, suntem la al 11-lea mesaj, al 11-lea seminar din 13. De data aceasta, Duhul Domnului îl îndeamnă pe acest evanghelist de excepție, Iuda, fratele după trup al Domnului nostru Isus Hristos, să ne vorbească despre Enoch, care este în ordine de la Crearea omului pe pământ, de la Adam al șaptelea patriarh. Și vom vedea imediat cum. Am văzut că pe vremea lui Iuda, deja, Biserica era confruntată cu erezii, și, țineți minte, suntem doar la câțiva zeci de ani după moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos la câțiva zeci de ani după nașterea Bisericii. Deja Biserica este confruntată cu erezii, cu probleme, cu divergențe și Duhul Domnului îl luminează pe Iuda să vadă în timp, să vadă peste timp cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și privind la evenimentele care vor caracteriza ce de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos, Iuda ne spune, în timpul premergător venirii Mântuitorului pentru a doua oară, lumea va fi caracterizată prin apostazie de tipului Cain, de tipului lui Balaam, de tipului lui Core. Dar în ciuda apostaziei, adică ale pădării de credință, pe care unii oameni care dacă au, chiar dacă au avut greutatea lui Cain, Cain a vorbit cu Dumnezeu. s-a născut lângă Eden. Chiar dacă au greutatea lui Balaam, făcând cele mai frumoase profeții despre nașterea Mântuitorului și despre vremurile din urmă. Chiar dacă au avut harul să facă parte din manifestarea gloriei lui Dumnezeu, cum a fost core purtătorul chivotului. Chiar dacă oamenii aceștia s-au caracterizat prin o legătură extraordinară cu Domnul, ei au căzut. Au căzut din credință și au căzut din har. Dar ne spune Duhul Domnului prin Iuda, într-o vreme în care la culme va fi apostazia, în vreme ca aceea se poate păstra credința. De ce? Uitați-vă la Enoch, vrea să spună el, al șaptelea patriar. Uitați-vă la Enoch. Este drept ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2 cu 17, că cei mai mulți strică cuvântul. Cain, Balam și Core, îl strică. Dacă cei mai mulți îl strică, cei puțini îl păstrează. Enoch. O parte mică stă lângă Dumnezeu. De ce n-am fi noi această parte mică? De ce n-aș fi eu? De ce să mă număr printre aceia care strică cuvântul? Care își fac o evanghelie personală după ce au cunoscut Harul Mântuirii? Enoch este pentru noi o pildă în aceste vremuri din urmă. El nu a fost răpit la cer. În Biblie tipologic, deci reprezentativ, el stă pentru Biserica lui Hristos, care nu va vedea necazul cel mare, care urmează să vină, după răpirea Bisericii, pe când noie, pe de altă parte, stă pentru Israel, care a fost răpit din necaz, din potop. Deci, Enoch înainte de potop, Noe în timpul potopului. În timpul lui Enoch, pe pământ erau două feluri de oameni, două rase, dacă vreți, două ramuri ale omenirii. Era rasa cainită, care se trăgea din cain, și era rasa setită, care se trăgea din set. Aș vrea să notați, introductiv încă, câteva lucruri foarte interesante despre perioada aceasta de timp. Cain și ramura din el se caracteriza prin măreție, industrie, urbanism, arte, divertisment, cultură, potrivit Geneza 4, 17 la 24. Țineți minte, măreție. Set și ramura lui se caracterizează prin morgă. S-a bine. Morgă. Despre fiecare descendent setit se spune că apoi a murit. Despre lui Cain nu spune despre niciunul. Deși, deși știm că au murit. Dar este altceva interesant. Despre fiecare descendent setit, din set, se menționează de două ori în traducerea Cornilescu 9 și de asemenea în ebraică că au trăit, despre fiecare se spune, a trăit, a trăit de două ori, probabil sugerând că s-au născut odată și s-au născut a doua oară din nou, ca și e nou, când avea 65 de ani. Deci, deși setiții au murit, i-au trăit de două ori, deși cainiții, nu sunt menționați că au murit, nu se spune nici că au trăit. Pentru că erau păcători și în ochii Domnului erau muritori. În seara aceasta, seminarul nostru se va intitula Enoch al șaptelea patriarh. Enoch al șaptelea patriarh. Și vom urmări trei aspecte fundamentale despre Enoch și perioada în care el a trăit. Enoch și perioada pe care o reprezintă în aceste zile din urmă. În primul rând, timpul lui Enoch și al nostru. Timpul lui Enoch și al nostru. Când Enoch s-a născut, frașesorilor, doamnelor și domnilor, din patriarhul Iared, potrivit Geneza 5 cu 18, Adam avea 622 de ani. Set avea 492 de ani. Iar Iared, tatăl său, avea 162 de ani. Prin urmare, Enoch a fost contemporan cu Adam timp de 308 ani. Deci a putut să audă cuvântul lui Dumnezeu, nu numai din gura tatălui său Iared, și din gura lui Adam. Potrivit tradiției iudaice apocrife. Ce spunem prin aceasta? Deci, prin cărțile apocrife. Înseamnă neinspirate cum sunt cărțile scripturii. În vorbire populară, zice Biblia bogată. Ați auzit de Biblia bogată, nu? În varianta ortodoxă și catolică, în Vechiul Testament, sunt adăugate mai multe cărți. Este cartea Macabeilor, cartea lui Tobie, cartea lui Bel și Balauru cartea lui Daniel, altă, Daniel și Balauru Isus, fiul lui Sirah, eclesiastic, o sunt multe. Deci, în, în aceste cărți, numite apocrife, neinspirate în sensul, dar totuși scrise de oameni lui Dumnezeu, se spune că prima invazie de demoni pe pământ a avut loc în timpul Patriarhului Iared, tatălui Enoch. Și această invazie ar fi avut loc pe muntele Hermon, în Libanul de astăzi. Pe muntele Hermon. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, în Deuteronom în special, și în primele cinci cărțele lui Moise, de multe ori Hermonul este numit Sion. Măcar că muntele Sion este altul, unde a coborât Domnul Isus Hristos. Pentru că cel rău a vrut să contracareze planului Dumnezeu și de aceea a inventat un limbaj pe care să îl introducă în Scriptură și să se împiedice planul lui Dumnezeu. Deci, potrivit scrierilor apocrife, prima invazie demonică, cea din Geneza 6, primele șase versete, ar fi avut loc pe timpul lui Ared și din aceasta s-a născut urieșii sau nefilimii. Prin urmare, Enoch s-a născut într-o vreme în care mânia Domnului împotriva locuitorilor pământului era la culme și nu mai putea să fie amânată. Și atunci, ce caracteriza societatea lui Enoch, de se remarcă așa de mult și este pildă pentru vremurile din urmă, de noi trebuie să luăm seama la el. Trei caracteristici sunt pentru vremea lui Enoch și pentru vremea noastră. Prima caracteristică, cea mai evidentă, pe care o putem vedea și noi este permisivitate socială. Permisivitate socială. Dacă Enoh a fost al șaptelea patriarh de la Adam, Lameh, care se trage din Cain, este al șaptelea de la Adam în linia cainită, Geneza 4, 17 18. Permisivismul social care este în această vreme în care trăiește Nou, și în vremea în care noi trăim, și Uitați-vă ce are. Poligamie. Geneza 4 cu 19. Dacă avea mai multe femei, mai multe soții. Dacă astăzi nu este legală nici printre mormoni, este legală printre musulmani și este legală și în ceea ce se numește biserică. Pentru că sunt oameni care se numesc creștini. Dar care, în ascuns, viața lor este o viață murdară, mai multe femei, mai mulți bărbați. Permisivism social. Crimă. Geneza 4 cu 23. La mec a spus: Am omorât un om pentru sufletul meu. <laughs> Crimă e la modă și astăzi. Pornografie. Geneza 4 cu 22. Despre Naama, din linia lui Cain. Naama înseamnă cea care ține casă de prostituție. La modă astăzi. Divertizmentul, permisivism social, permisivism social. Geneza 4 cu 21, inventatorii instrumentelor muzicale. Imoralitate, familie de conveniență. Deci, dacă pe lângă poligamie aveau uh, înclinarea să fie imoral, nu era nicio problemă, cum este și astăzi, nu se căsătoresc stau un concubinaj. Urbanism, Geneza 4 cu 17, zideau cetății. Industrie, Geneza 4 cu 22, făuritor de unelte, de fer și de aram, asta înseamnă industrie puternică. Agricultură, Geneza 4 cu 20, cei ce treau în corturi și în ferme, spunea, aveau ferme, produceau pentru uh, Oraș pentru viața de la oraș. Și în, în dezvoltarea aceea, așa cum este și astăzi. Deci este o dezvoltare economică fără precedent, așa era și pe vremea lui Enoch. De aceea potrivește el cu timpurile noastre. În această dezvoltare economică fără precedent, un permisivism social exagerat. Și astăzi toate sunt buni. Toate sunt buni. Ca și în zilele uh, lui Enoch, greul, setiții, și Neghina, ca iniții, erau în același loc, în aceeași țarină, în lume. Al doilea lucru, pe lângă permisivism social, era progres științific în timpul lui Enoch. Am amintit deja urbanismul, deci construiau cetăți, industria, furitor de tot felul de unelte care să le ușureze viața, agricultura. În felul acesta, oamenii și-au făcut un paradis pe pământ fără de Dumnezeu. O societate utopică, idealistă. Au făcut progres în inginerie, în matematică, în științe medicale și în, arhite în arhitectură. De asemenea, în astronomie. Dacă vă uitați, am citit lucrul acesta în istoricul evreu Iosifus Flavius, care a fost contemporan cu apostolul Pavel, și a fost adoptat la curtea cezarilor romani a dinastiei Flavinilor. Iosifus Flavius scrie în cartea, așa, în cartea sa Războaiele iudaice despre setiți. Uitați ce scrie, vă citesc. În perioada aceasta a lui Enoch se remarcă setiții, așa scrie Iosifus Flavius după informațiile care le avea el cu 2000 de ani în urmă. Setiții erau oameni cu o înțelepciune astronomică și matematică deosebită. Lor li se atribuie construcția celor două piramide mari din Egipt. Și scopul piramidelor era ca înțelepciunea pe care ei o aveau despre ceruri și despre vremurile viitoare să fie săpată în piatră și în cărămidă arsă, pentru ca generațiile care vin să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Nu știu dacă informația este corectă pe care o are Iosef Flavius, însă, în perioada aceea, știința matematică și astronomia este puternică, cum este astăzi. Dar uitați ce spune Iașer. Iașer este un autor tot din acesta apocrif, deci neinspirat în sensul în inspirației scripturilor, de însă despre Iașer scrie Biblia. În Iosua 10 cu 13 și în 2 Samuel 1 cu 18, ceea ce este tradus de Cornilescu, zice, oare nu scrie lucrul acesta în cartea dreptului? Așa scrie românește. Dar în ebraic este în cartea lui Iașer, pentru că Iașer însemnează cel drept. Deci, de două ori se menționează în Biblie cartea lui Iașer. Exista pe vremea lui Moise. Era, era, era cartea deja. Nu uitați ce spune Iașer. Vă citesc din cartea lui Iașer despre perioada aceasta. În capitolul 4 cu versetul 18. Iașer spune. Apoi, citez, fii oamenilor instruiți de vegheatori, adică de îngerii căzuți care au coborât pe muntele Hermonului. Au început să învețe încrucișarea unui animal dintr-o anumită specie cu altă specie și aceasta ca să-l mânie pe Domnul. Au învățat de asemenea cum să încrucișeze plantele între ele. Este o informație extraordinară. De deci ce și pentru criticii mei care când aud asemenea lucruri spun că citez prea multe, în Crucișare, de exemplu, între posibile, între genă umană și genă de cal, a putut să nască ceea ce în mitologia greacă era ce anume? Centaurul. Centaurul s-a auzit, e jumătate cal, jumătate om. Pentru că făceau jocuri genetice, mișcări genetice. În laboratoarele lumii contemporane, frașesorilor, doamnelor și domnilor, la ora actuală, se fac experimente genetice de care, dacă vreți să cunoașteți în, în, aproape te umple groaza. Al treia dimensiune a vremii în care trăiește Enoch, pe lângă permisivism social și pe lângă progres științific, este prezumție spirituală, adică preconcepție spirituală. Cain a înlocuit Evanghelia credinței lui Adam și Abel, care cerea încredere în Dumnezeu și sânge cu o evanghelie socială. O evanghelie socială. Această evanghelie socială, care la modă astăzi, presupune următoarele lucruri. Mântuire prin fapte. Și de multe ori îi prinde și pe membrii noștri, evanghelicii de astăzi. Toată ziua se plâng, n-am făcut fapte suficiente, nu știu ce o să, să, să fac eu înaintea lui Dumnezeu. Faptele nu mântuie pe nimeni. Efesem 2, cop și 9. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este de la Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar pocăiții noștri, mulți, tot de fapte să plâng. Faceți și să facem fapte cât de multe, dar nu să fim mântuiți, să fim răsplătiți pentru ele. Evanghelia socială exclude revelația divină. Evanghelia socială se bazează pe spiritism, inițieri demonice, legături cu îngerii căzuți. Evanghelia socială, modernă, New Age de astăzi, se bazează pe satanism, corupere totală a rasei umane și animale, potrivit Geneza 6, 11 la 12. De ce credeți dumneavoastră că scrie în Geneza 6, 11 la 12, înainte de venirea potopului? Zice așa, Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie, de violență, vrea să spună, de Hamas, scrie în Biblia ebraică, Hamas. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, deci violent, era, era deranjat de violență și orice făptură, notați acest lucru, orice făptură își stricase calea, în ebraică scrie a fost alterată din forma originală. Cum? Manipulări genetice. A fost alterată din forma ei originală. De, de aceea a nimicit domnul toate animalele și a nimicit nu numai omul, totul a nimicit. Pentru că așa cum spunea Iașer, cartea dreptului, îngerii căzuți au învățat pe oameni să facă încrucișări animale și de plante. Evanghelie socială. Lumea noastră, frate și surori, și domnilor, arată ca și lumea lui Enoch. Matei, capitolul 24, versetele 37 la 39, de asemenea Luca 17, 26 la 27, ce spune cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos? Că în vremurile din urmă va fi ai doma, identic, ca în vremea lui Noie. Ca în vremea lui Noie. Atunci când a venit potopul. Evanghelie socială înseamnă să înveți mai mult de la televizor, de la Historic, History Channel și de la Discovery Channel despre aliens, extraterestri. În laboratoarele științifice de astăzi se fac experimente de neimaginat în domeniul genetic. Întreaga rasă umană poate fi alterată genetic astăzi, ca pe vremea lui Enoch și Noie ca oamenii să nu mai fie oameni curați, ci să fie nici oameni, nici demoni. Deci nefilimi. Adică, în afara puterii de a fi mântuiți. Este foarte posibil, frașesorilor, doamnelor și domnilor, că ceea ce Biblia numește semnul fiarei. Ascultați-mă bine. Semnul fiarei. Să fie în realitate o manipulare genetică atât de uh, științific pusă la punct, deci o alterare a genei umane, în care, în laboratoarele în care, uh, în care se fac astăzi experimente, cu ajutorul alienței extraterestrilor, adică, dumneavoastră, înțelegeți, a diavolilor, așa că, ca pe vremea lui Noe, așa scrie în Scriptură. Eu vă citesc din Scriptură, nu din părerile mele personale. Eu cred ce spune cuvântul Domnului. Este foarte posibil că să se, să se poată obține în laboratoare, din aceste încrucișări, din aceste combinații, un DNA, deci structura omului. Structura omului se numește DNA, genă. Un DNA alterat, care apoi injectat în om, în mai puțin de două săptămâni se schimbă toată structura lui genetică. Să aibă în el semnul fiarei, semnul diavolului. Dar, bineînțeles, când se va ajunge la aceasta, dacă aceasta va fi forma, înainte de a primi injecția, trebuie să faci legământ că Anticrist este Dumnezeul tău, este Mântuitorul tău. Bine, aceasta se întâmplă după plecarea Bisericii la cer. Uh. Lucrurile acestea se întâmplă astăzi, ca pe vremea lui Noe, ca pe vremea lui Enoch. Profetul Daniel afirmă acest adevăr când zice despre vremurile din urmă. Haideți să vă citesc ce spune Daniel. Citesc din traducerea nouă Cornilescu. Și după cum ai văzut fierul, e posibil aici, în expresia lui Daniel, fierul să reprezinte demonii. Amestecat cu lut noroios. Aici probabil este omul. Și după cum fierul s-a amestecat cu lut noroios, se vor amesteca între ei, au zis cum spune, se vor amesteca între ei. se extraterestri cu oamenii, zilele noi. Dar uitați ce spune Daniel, cu sămânța oamenilor. Nu este un amestec de încuscrire, că unii au zis, asta sunt rudenii de căsătorie. Când spune de sămânță, este vorba de procreere. Nu este vorba de altceva. Este vorba de procreere se vor amesteca între ei cu sămânța oamenilor. Dar nu se vor lipi unul de altul, după cum fierul nu se amestecă cu lutul la un loc. Daniel 2 cu 43. Acestea sunt lucrurile care se fac astăzi. Spiritismul și satanismul sunt rampante astăzi. Hai să vă dau un exemplu autorul american Ed Sanders care a scris cartea The Family, Familia. O găsiți pe internet, puteți să o cereți. Ed Sanders a vrut să afle adevărul despre Charles Manson, care este în pușcărie și astăzi, care în 1967, cred că, a făcut niște crime odioase aici, în Los Angeles. Gruparea lui satanistă, pentru că era satanist, se numea Familia, The Family. Și de aceea cartea se numește The Family. Este închis, Dios îl arată la televizor, are o cruce pe frunte și el spune că este Isus Hristos. Îl arată în pușcărie, Charles Manson. Mă uitați ce spune Ed Sanders. Am vrut să intru în inima familiei lui Charles Manson. Ca să aflu cât mai multe lucruri despre ei și să pot să scriu adevărul. Ca să pot să intru în familia lor, m-am deghizat și m-am prezentat în mijlocul lor ca dealer de pornografie, ca satanist și ca psihopat maniac, să semene cu ei. În această deghizare, Ed Sanders a vizitat. Cercurile oculte și sataniste din Los Angeles, de aici, de la noi, din Grădină. Unde, uitați ce spune el: că a văzut și a asistat personal. Am văzut sataniști bând sânge de câine. Am văzut și am vizitat case de sataniști unde se păstrează atârnate în bucătărie capuri de țapi și de capre. În fază avansată de putrefacție. Am participat la Paris, deci banchete demonice, unde se practică sex liber și unde, auziți, se închiriază cadavre umane obținute pe rețele clandestine de la casele funerare din vecini. Cadavrele aduc protecție și asigură prezența satanei în mijlocul banchetiștilor. Am intervievat sataniști care practică sacrificii umane la întârnirile de la nivelul cel mai înalt. Și toate acestea, conclude Sanders, în familia, citit cartea, se întâmplă în Los Angeles. Oare ce este în restul Statelor Unite? Asta este lumea în care noi trăim. Asta este vremea lui Enoch. Acestea sunt vremurile din urmă, frați și surori. Trăim vremurile din urmă. Vremurile lui Enoch și noi. Oamenii în timpurile acelea erau prezumțioși, aveau idei preconcepute de pocăință. Pocăințe sunt rămași în urmă. Au halucinații. Noi suntem savanți, vorbim cu extraterestri. E, într-o lume din aceasta. La 65 de ani, Enoch s-a convertit, s-a născut din nou. Și când s-a convertit, a zis: Mie nu-mi trebuie lumea lui Cain. Eu vreau să-l cunosc pe Dumnezeul lui Iared, Tatăl meu, și pe Dumnezeul lui Adam. Și astfel. El devine după, după Adam, Set, Enoș, Cainan, Mahaleel și Iared al șaptelea patriarh, om al lui Dumnezeu. Asta este timpul lui Enoch și timpul nostru. Deci se potrivesc timpurile nu din întâmplare. E realitatea în care noi trăim și lucrurile trebuie văzute fără ca să impresionăm pe cineva sau să crede cineva că acest păstor face senzație prin lucrurile care le vă spune. Eu vă spun ce scrie Scriptura și ce este în lumea contemporană în care noi trăim. Cei ce criticați, mai deschideți și Biblia și alte carte și mai citiți un pic. 2. Mărturia lui Enoch. Enoch s-a convertit la 65 de ani. A devenit predicator, profet și patriarh. Deci, cei ce dădeau tonul în societate se numeau patriarhi. Aveau din partea lui Dumnezeu autoritate, cuvântul lor să fie un cuvânt mare, un cuvânt greu. Când lui Enoch, convertit acum, i s-a născut un fiu, Enoch i-a pus numele, cum? Metusala. În ebraică, Metusaleh. Cuvânt profetic, care însemnează când el va muri, va veni potopul. Când el va muri, va veni potopul. Din nou, în tradiția apocrifă ebraică, și cred că aceasta este adevărată, se spune următorul lucru. Când Metusala a murit, la o săptămână după moartea lui a venit potopul. Dumnezeu s-a prezentat la noi și a zis, intră în corabie, căci după șapte zile, o săptămână, nu? Voi face să ploie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. S-a împlinit cuvântul profetic al lui Enoch. Când Metusaleh a murit, a trăit 969 de ani, cel mai bătrân om care a trăit pe pământ, a venit potopul la o săptămână după moarte. Mărturia lui Enoch are două coordonate. Prima, un mesaj pentru oameni. Iuda 14 și 15. Și pentru ei, pentru oameni, a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, două coordonate. O coordonată este pentru oameni. Este un mesaj de judecată divină, versetul 15, un mesaj de bucurie, versetul 14, partea finală, căci Domnul cu zece lui de mii de sfinți vine nu numai să judece, deci de ce este de bucurie, ci și să întemeieze o împărăție glorioasă pentru o mie de ani. Apocalips 20 cu 4 și 6 este un mesaj de avertizment, deci pe coordonata aceasta omenească, versetul 14, partea finală. De ce? Fiți atenți! Zice Enoch, și pentru ei, pentru oameni, din vremurile din urmă, a profețit Enoch al șaptelea patriar de la Adam, când a zis, iată, vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Cu! Este un mesaj de avertizare, fiți atenți care este avertizarea. Înainte să vină Domnul cu zecile lui de mii de sfinți, Domnul trebuie să, fie, să vină pentru zecile lui de mii de sfinți. Înțeles? Ca să poată să vină cu, trebuie să vină întâi după ei. Să ia și apoi să vină. Să aibă cu cine să vină. Așa cum spune uh, uh, cuvântul uh, Domnului în Apocalipsa 3 cu 10. De aceea, în Efesem 4, 8, 10, spune că trebuie să ne sfințim. Mesajul coordonat către oameni a cuvântului. lui, Dumnezeu prin Enoch este un mesaj de pocăință. Pentru o viață dedicată Domnului ne putem pregăti să fim gata în orice vreme când Domnul Iisus Hristos vine pentru Sfinți. După Sfinți. Și după ce îi strânge pe toți să poată să vină cu ei. Deci un mesaj către popor. Dar a doua coordonată a mesajului lui Enoch este un mesaj către Domnul. Evrei 11 cu 5. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Căci înainte de mutarea lui de pe pământ, primise mărturia. De la cine a primit mărturia? De la Domnul. Că este plăcut lui Dumnezeu. Care sunt dimensiunile mărturiei noastre către Domnul? Hai să vedem la Enoch. Ce mărturie a putut primi de la partea lui Dumnezeu? a umblat prin credință. Așa spune evrei 11 cu 5, prin credință e nou. A doua mărturie înaintea Domnului și mă rog ca Domnul să deschidă urechile bisericii Emanuel acum. A umblat constant 300 de ani. Ne este greu să venim la biserică la fiecare serviciu. Ne este greu să venim de la începutul serviciului, nu? Și ne este greu să stăm 5 minute după serviciu. Ne uităm la ceas, dacă am trecut peste ora 8. Constanță, frații mei. Constanță, pentru că Dumnezeu contează pe tine și pe mine. Eu contez pe Dumneavoastră. Pentru Dumneavoastră care ne urmăriți la televiziune, pe internet. Constanță. De ce să fac acest proverb care este o jignire, ne jignim singuri. Este adunare. Dacă e pentru români, e de la 5, dacă e pentru nemți, e de la 6. Nu? Că la români le spui să vină la 5 și să se adună la 6. Constanță. Enoch nu și-a plăcut lui, ci Domnului, El a slujit de laudă Domnului, psalmul 45 cu 1. Lucrarea mea de laudă este pentru Domnul. Nu s-a compromis în credință. A încheiat umblarea în credință. Evrei 11 cu 6. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, lui Dumnezeu. Deci, mărturia lui Enoch este pentru oameni. Și înaintea Domnului. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând. Răsplata lui Enoch. A avut Enoch vreo răsplată? Oh, oh. Evremul spre ce cu 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, adică a fost răpit. Ca să nu vadă moartea. Și notați acest cuvânt pentru că o să-l comentez imediat. Și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturie că este plăcut lui Dumnezeu. Citesc și din Geneza 5 cu 22. După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Apoi versetul 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut. Deci nu s-a mai văzut. Pentru că l-a luat Dumnezeu. Care este răsplata lui Enoch? Uitați ce răsplata a avut. A fost răpit la cer. Nu a văzut moartea. A ajuns în prezența celui pe care l-a iubit constant și a umblat constant cu el 300 de ani cu Isus Hristos, cu Tatăl ceresc, cu Duhul Sfânt. El a cunoscut pe Dumnezeul Trinitar, să fiți siguri. A auzit cuvinte de acceptare și de afirmare din gura lui Dumnezeu. Înainte să fie mutat, a primit de la Dumnezeu mărturia că este plăcut Domnului. De aceea, Răsplată a rămas o pildă pentru generații de oameni până la împărăția eternă a lui Dumnezeu. Care a fost răsplata? Domnul Dumnezeu s-a ocupat personal de răpirea lui, de mutarea lui de pe pământ. Domnul Dumnezeu. Da, răpirea noastră, frașii și surori, doamnelor și domnilor, va fi aidoma, similară personal se va ocupa de noi Mântuitorul Iisus Hristos. 1 Tesalonicen 4, 16 la 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul nearhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer. Deci nu îngerii se vor ocupa de noi, ca să strângă pe aleși, cum scrie în Matei 24. Nu! Îngerii se ocupă de cei vii care rămân după necazul cel mare și care sunt israeliții, care supraviețuiesc rămășița, o parte dintre neamuri care au vrut să-i ocrotească să nu fie omorât, pentru că spune că mi-a făcut mii aceste lucruri, Matei 25, 31 la 44, după biserica lui, după mireasa lui, vine Iisus Hristos. Nici pe pământ n-am auzit când cineva să însoară, se căsătorește, n-am auzit un mire că a trimis pe cineva să-i aducă mireasa. Cred că nu mai face nuntă dacă face treaba aceasta. așa e? Doi. Răpirea noastră, spune, și n-a mai fost văzut, este dintr-o dată. Apoi nu s-a mai văzut. De aceea, frași și surori, noi avem două lucruri care ne stau în față putem muri dintr-o dată, să mergem noi la Domnul, ori poate veni Domnul dintr-o dată. Și de ce trebuie să fim gata. Nu ne pierdem vremea cu bârfe, cu planuri meschine, cu planuri murdare, cu trăire murdară. Trebuie să fim gata. Știți, Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este o doctrină biblică, o învățătură biblică, este o învățătură controversată pentru mințile nepricepute. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar spun aceasta pentru minți nepricepute. Uitați ce s-a întâmplat. În Evrei 11 cu 5, partea 3 a versetului 5, spune Și n-a mai fost ce? Găsit. Asta ce vă spune dumneavoastră? s-au dus să-l caute. S-au dus să-l caute. Ce răpire, domnule? Ce răpire? Ia uitați-vă la acest pasaj. Fii profeților, se apropie de Elisei și ce îi spun? Știi că Domnul răpește azi pe Ilie deasupra capului tău? Știu! Suntem doi împărați, capitolul 2, versetele 3 și 5. Apoi, în doi împărați, capitol, uh, capitolul 2, versetele 7 și 15, fii prorocilor. Stau pe malul Iordanului și se uită cum Ilie este ridicat la cer. Și fii prorocilor se duc la Elisei și zice, dar dacă l-o lua, domnul și l-a undeva. Nu cred că a fost răpit. Lasă pe robii tăi că ăștia sunt experți. Să-l căutăm, Domnule, până ți-l găsim. Păi dar nu v-a spus Duhul Domnului că e răpit la cer? Ba da, dar totuși credeam că Domnul... Hai, chiar răpire. Lasă-ne să căutăm, noi îl căutăm, noi ți-l găsim, Domnule. Merge, căutați-l, cine vă poate opri? L-au căutat și ce au zis? Nu l-am găsit. Ca despre loc și n-a mai fost găsit. Când te aude oamenii din generația noastră că vorbești despre răpirea bisericii, a, să domne cu răpirea bisericii. Tot controversată a rămas învățătura. Dar e biblică, Domnul meu. Este biblică. Domnul își va răpi biserica. Că crezi tu sau că nu crezi. Până la urmă, chiar se ce crezi? Dumnezeu își face planul. Și programul lui este să se ocupe de biserică răpind-o. Iar de Israel se ocupă în alt fel. Nu este timpul nostru în această seară să vorbim despre planul lui Dumnezeu cu Israel. Adevărul este acesta. În curând, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va coborâ din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii vom fi schimbați la clipeala la ochiului și împreună cu ei vom fi înălțați, răpiți, să ne întâlnim cu Domnul undeva în aer, în văzduh, de acolo ne preia Domnul, Duhul Sfânt ne ridică din morți și ne schimbă la clipeala la ochiului, de acolo din văzduh, din aer ne preia Domnul Iisus Hristos, și ne duce în casa lui, sus, în cer. După ce ne duce acolo, sus, în cer, potrivit 2 Corinteni 5 cu 10, toți trebuie să stăm în fața scaunului lui de judecată, nu ca să ne spună tu ești mântuit, tu ești nemântuit, că numai mântuiții sunt răpiți. Ce să spună Lazar, mai slujit, dacă mă duce astăzi Domnul acasă, mai slujit ca păstor 32 de ani și jumătate, aproape 33. Răsplata unui păstor este cununa gloriei. Deci asta are Domnul pentru păstori, cununa gloriei. Și acum spune, vin în fața mea și uite să-ți arăt cum ai făcut pastorația. Ții minte când, și mi-aduce aminte că memoria lucrează, când ai predicat atunci de a s cerul peste ce ai zis la urmă? Mă, nu predicam eu. Lazare, pentru aia nu-ți nimic. Dar ții minte când ai predicat și ai fost amărât la urmă. Ei, pentru că tu ai vorbit pe vremea internetului, Lazar s-au mântuit. Multe suflete și s-au zidit. Pentru aia ți pun ceva acolo în coronă. Pentru că el știe atitudinea, am să vă vorbesc despre asta în altă ocazie, știe motivul cu care am slujit, știe motivul cu care m-am închinat, pentru că uitați ce scrie în Scriptură, pentru cei dintre dumneavoastră care ne urmăriți și uh, citiți 1 Corinteni, capitolul 3, unde zice că dacă cineva zidește aur, argint, pietre scumpe, alții, fân, paie, trestie, spune lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului, ziua Domnului, atunci uh, focul lui Dumnezeu, gloria lui va arde. Fânul, paie, paiele și trăieste, adică mândria, aroganța. Am făcut, domnule, să le arăt că asta este învățătura, asta este predică, asta este dirijată, asta este cântată. Deci să vadă, domnule, că le-am umplut hambarul, le-am dus cinci vagoane de grâu, pe gratis. Cineva zice, va fi mântuit ca prin foc. Și frate, nu și dacă voi fi mântuit ca prin foc, nu. Ascultă bine ce scrie în Scriptură. În Scriptură nu scrie de mântuire, în acest pasaj scrie: lucrarea lui, nu mântuirea lui. Nu confunda mântuirea cu lucrarea. Mântuirea e lucrarea lui Hristos. Răsplata este lucrarea ta și a mea. Lucrarea noastră va fi răsplătită. Și cât despre El, zice, va fi mântuit, pentru că mântuirea nu e a lui, mântuirea lui Hristos. Dar își va pierde răsplata. Lucrarea lui va fi arsă. Sau îi va da corona. Ori, Câți dintre dumneavoastră ați fost ispitiți? Ia să vedem mâna sus, până acum. Avem și ideea că nu au fost ispitiți? Așa trebuie să pocăiască. Nu. Celor care biruiesc ispita și celor care sunt martirizați pentru credințe. Este o cinstie extraordinară, cea mai înaltă însă Dumnezeu o găsi cu cale ca biruitorilor ispitei. Iacob 1 cu 12. Și celor martirizați pentru credință să le dea aceeași răsplată. Cu nuna vieții. Corona vieții. Deci dacă am biruit ispita, mai am o coronă corona vieții. Dar dacă m-am lăsat ispitit, judecat singuri. Enoch este omul care ne spune, într-o societate ar cărei cultură și religie este permisivism social, într-o societate în care lumea se reazămă pe descoperirile ei științifice și pe invențiile lor secrete din laboratoare, ca pe vremea lui Asher, Într-o lume din aceasta se poate trăi sfânt. Într-o lume din aceasta poți fi răpit la cer. Într-o lume din aceasta poți să ai o mărturie pentru oamenii care se uită la tine, la mine și o mărturie pentru Dumnezeu. În concluzie, trăim într-o generație de dată la perversiune morală, spirituală politică și socială. E o lume perversă. Suntem ținta atacurilor celui rău. Dar în lumea aceasta, ca și Enoch, se poate sluji cu credință, cu constanță, cu dăruire, fără compromis și cu perspectiva cerului în inimă. într-o lume ca aceasta, sunt unii care vor alege să fie ca și Cain, să lepe de credința ca să se alepească de religie, cum fac toți, sau cei mai mulți, că nu toți, cei mai mulți, vor alege ca Balaam, vor alege ca și core, rebeli, răzvrătiți, ca să-și facă planul lor înainte de planul mântuirii prin Hristos Iisus. Concluzia noastră trebuie să fie aceasta. Dacă Enoch a putut trăi cu credință, și eu pot să trăiesc, și tu poți să trăiești. Pentru că cel ce l-a întărit pe Enoch ne întărește și pe noi. Dacă Enoch a avut o mărturie de viață sfântă, caracter sfânt, și noi putem să avem în lumea noastră, cu tot permisivismul ei. Și la școală, dragi tineri, și la serviciu, și în familie, și în business, și în biserică. În lumea aceasta, de dată senzualismului, spiritismului și unei uh, false uh, perspective științifice, extraterestre, forget it, este vorba de demoni. Este vorba de demoni conclud cu ceea ce am citit recent un raport din Israel. În Israel sunt foarte multe manifestări de OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate, UFOs, Unidentified Flying Objects, farfurii zburătoare, le spune popular. Și de alea care vedeți că e prin bucătărie. Nu de alea, nu. <laughs> în anumite bucătării, probabil. În Israel sunt foarte multe manifestări de OZN-uri. Și de ce sunt mai multe în Israel? Nu se publică toate, știți de ce? Pentru că acolo este interes demonic să strice această națiune. Să o cheme la război acum. Nu vedeți cum tot le aruncă momeala ca să se ațâțe războiul în Orientul Mijlociu? Însă un grup de păstori americani s-au dus și au fost primiți de Parlamentul Israelian la Knesset și le-au spus explicația științifică este o explicație falsă. OZN-urile acestea aliens, extraterestri pe care i-au văzut mulți dintre uh, populația israelită, sunt demoni manifestări demonice. Și a spus, faceți această experiență. Dacă mai este cineva, că sunt acolo unde, este, unde sunt primiți, te vizitează mai des. Știți că unde e deschis ușa, vine mai des. Faceți această experiență. Când mai vin la voi cu promisiuni de pace, de toate lucrurile, spuneți-le, vă primim în numele Domnului Isus Hristos și au experiențe nenumărate. Când au spus, vă primim în numele Domnului Isus Hristos, au dispărut extraterestri. La clipea la ochiului. Pentru că nu poți să stai, chiar dacă o venit bună oară cu mesaj de pace, nu poți să stei în prezența lui Isus. Un cu Dumnezeu ca Enoch, poți să fii apărat într-o lume în care chiar dacă ești țintă atacurilor celui rău. Enoch al șaptelea patriar, Lazar Gog, al șaptezecelea. Pune numele tău mai departe. Fii un om al lui Dumnezeu Amin. și Dumnezeu se va folosi de tine și de mine în această lume să-i vorbească în două aspecte, să se mântuie or să aibă mărturie. Și ne rugăm Domnului să se mântuie. Amin.